avioane, F-16, au aterizat pe la baza aeriană 86 Borcea din Călăraș și au intrat în posesia armatei române. În total, până acum sunt 12 aeronave care au fost cumpărate de România de la portughez cu 600 de milioane de euro. La ceremonia de astăzi a participat și colegul meu, Adrian Bujoaică. Adi, ai avut parte de spectacol. Bine te-am găsit, nu-i așa? Bun găsit, da, cu siguranță a fost o ceremonie plină de spectacol, având în vedere că cele trei aeronave de tip F-16 Fighting Falcon au brăzdat cerul de aici, din județul Călăraș, aici unde, de altfel, este cea mai importantă bază aeriană din țara noastră, pentru că escadrila de 12 aeronave este aici, alături de alte avioane F-16 care aparțin portughezilor, pentru că în acest moment atât portughezii, dar și canadienii sunt cei care ne ajută să facem misiunile de poliție aeriană pe frontul estic. Este o investiție extraordinar de mare, despre care ai spus și tu. De altfel, 12 aeronave au costat Armata României peste 600 de milioane de euro, preț în care este inclus atât mentenanța, dar și antrenamentul piloților, pentru că piloții români continuă să se antreneze zi de zi, atât pe aceste aeronave, dar și pe un simulator de ultimă generație, care urmează să fie adus aici la baza 86 aeriană. Și dacă este să ne luăm după planurile ce urmează să fie făcute către forțele aeriene române, atunci ministrul apărării spunea că trebuie ca în perioada următoare să se achiziționeze alte 36 de aeronave, pentru ca la nivelul forțelor aeriene române să existe mai multe escadrile pregătite pentru orice. Deocamdată atât de aici, Daniel. Mulțumesc frumos, Adrian!